Nelly Ciobanu acum la O Seară Perfectă și nu singurică, ci împreună cu Natalia Colesnic și Marcel Toma. Bună seara, bine ați venit! Bine te-am găsit și noi! Înainte ca să aflați ce ne-a unit pe toți în această formulă, o să vreau un pic, pentru că tot am văzut momentul... Eu ți-am spus în momentul când așteptam să cânt. Zic, până în ziua de astăzi mă simt aceleși emoții, pentru că... deja, cum să spun, deși au trecut 10 ani, emoțiile rămân aceleași, pentru că în aceste secunde îți vezi toată viața de atunci. Și iarăși te maci în aceleși emoții, aceleași... Da, urmărești an de an Eurovision? Da. Înseamnă că în această seară televizorul pornit? Și pe cel internațional și pe cel național. Deși când stau în juriu, niciodată nu ascult piesele din start. Vreau să am o părere proaspătă despre melodie, despre interpret, să văd... Eu sunt mai multe, să-i spun așa, mai multe momente după care mă ghidez și după care știu să apreciez artistul în scenă. Cum ți se pare piesa din acest an, a noastră? Și șansele, pentru că din ce am văzut, așa zic casele de pariu, cel puțin șansele sunt mai puțin de 1%. De fiecare dată, despre multe țări, despre multe cântece, se vorbește din start, nu va trece, nu știu ce acolo. Absolut la noi aceeași situație. Și eu când am fost, nu credeau moldovenii până la urmă că această piesă va face ravagii și va lăsa o amprentă frumoasă în urma ei. Dar iată că lucrurile au fost cu totul diferite, pentru că în casele de pariuri, eu ieșeam undeva pe locul 6. Dar așa. Uite că... Se poate. Așa că succes, reprezentantei noastre, Ana Udobescu. Succes pentru astăzi, pentru că chiar am emoții și pentru ea. Orice reprezentant, cine nu ne-ar prezenta țara, întotdeauna am emoții pentru el și îi urez succes.
Bun, și acum de la Tel Aviv să zburăm ușor spre Dubai. Spre Dubai. Dubai, da. Pentru că asta v-a legat. Un nou proiect, Marcel, exact. De această dată, da, apropo, dăm voie să remarc că ținuta ta atât de oficială, atât, eu, ești eu atât nu de elegant. Nu le cunosc odată? Marcel. Obișnuit să mă vezi în tricou. Da, un pic mai... Te simți bine așa? Sigur. Da, dar te dar simți... se vede după el, uite, are așa o, o clasă, o roase a bărbat. Te simți ca un bărbat de, de clasă, da? Exact. Ca un om de afaceri, ca un politician, te simți? Sunt deja într-o nouă postură, mă obligă doamnele, domnișoarele, colege de proiect. Și energia aia feminină. Da, trebuie să fim la un nivel. Adevărul e că, dacă ți amintești data trecută când am fost la tine în emisiune, am vorbit parcă că nu-mi plac lucrurile simple și îmi place să mă complic. Uite că m-am complicat de data asta până la nivelul Nata Colesnic și Nelly Ciobanu, un nivel destul de ridicat. Proiectul Unicul prin nume mare i-a făcut față și o să fie un rezultat bun, o să fie un produs. Eu zic că e ok, mega ok. Da, faptul că ai ales două protagoniste, asta e din simplu motiv că ai vrut să te complici sau mai e ceva la mijloc? Eu cred că el singur nu știa ce va fi până la urmă, pentru că, într-adevăr, lucrurile când le pui cap la cap acasă și când te afli acolo, e cu totul altceva. Atâta frumusețe împrejur, atâta frumos, noi am venit bolnavi de frumos de acolo. Te cred. Da, se și vede. Uite, vedem acum pe ecran. Uite, am și o posibilitate să văd unde a fost. Dar voi vă cunoșteați, Natalia, Nelly, voi vă cunoșteați? Da, cu Natalia mă cunosc de mai de mult timp, în urmă. Cu Marcel, de fapt, hai să începem să povestim cum, de fapt, a luat foc această idee. Ideea a parvenit din partea soției lui. Producătorul general al proiectului Unicum prin lumea mare. Emilia Orzea, care ea a venit... E un bun specialist în turism, apropo. Da, foarte bun specialist. Da, voi. Ai văzut? Nu mănânc mâncare caldă acasă. Asta e frumos și apără și. Și apără soția, da. Soția, da. Ea, având companie de agenție de turism, pardon, a venit cu ideea, pentru că au mai avut astfel de filmulețe făcute și mai înainte. Acum a vrut să meargă la un pic la alt nivel, să aibă și pe cineva invitați din vedete. Emilia este o femeie care, eu nu știu de unde vin ideile în cap, pentru că ori de câte ori mă trezeam cu telefonul, da, vorbeam tot felul de idei năstrușnice, în sensul frumos al cuvântului. Și dacă tot am decis să plecăm încolo în Dubai, ea mă întreabă într-o bună zi, dar știi, eu aș vrea să filmăm și un videoclip pentru tine acolo. Eu am rămas, să-ți dai seama. Zic, Emilia, asta necesită timp, pregătiri, etc. Dar mă bucură faptul că, necătând la toate, necătând la greutățile pe care noi le-am întâmpinat de-a lungul timpului, a ieșit ceva frumos. Eu abia aștept să văd emisiunile, abia aștept să văd videoclipul, așa că sunt în așteptare. Eu deja privesc acolo. Da, noi vedem Doamne, aceste imagini frumoase de acolo. Presupun că a fost și multă distracție, nu? A fost doar muncă. Doar muncă? Nu cred. La 6:30 dimineața noi cu Natalia ne trezeam, îți dai seama, trebuia să... N-am avut când. Coafură, machiaj... Auto make-up, auto stilist. Astăzi ce îmbrăcăm, așa... E... Dar am făcut față la toate aceste provocări frumoase, bineînțeles. Am știut să ne descurcăm și mi-a apărut foarte bine de colega mea, să spun. Ne-am împrietenit foarte frumos și chiar am simțit că suntem pe o undă. Nu știu. Am găsit limbă comună, mai ales că am stat în aceeași odaie. Ați părțit aceeași cameră? Așa. Doar în afară de primele zile. Dar după aceea chiar am făcut... Ca prințesele. Da. Ca păi prințesele. Da, păi te duci păi în Dubai. Am stat și într-un hotel nu, de dacă prințese. Să vorbim de Emirate Palace, îți dai seama, dacă mai vorbim de alte hotele... Faimoase. Ce mai conta că trebuie să vă treziți la 6:30? Da, ne sculam la 6:30 pentru că trebuia să reușim. La 8 deja era dejunul, pentru că cina nu se știe când trebuia să fie, pentru că de lucru era foarte mult. Multe destinații, multe locuri frumoase. Asta trebuia să reușești. Dar în Dubai, ca să înțelegi, în genere în Emirate, deci, acum a ieșit soarele, până ai pus ștativul, până ai pus camera pe el, pe ștativ, până te-ai pregătit să filmezi, soarele deja s-a dus.
am avut foarte puțin timp la dispoziție în care să ne integrăm și noi cu tot ce aveam de povestit despre locurile unde am fost, pe care le-am vizitat, etc. Pentru că trebuia să dai și niște date biografice. Așa se face, așa este corect. Și uite așa, acum e dimineață, acum soarele apune, gata. Marcel, cine a selectat locurile în care ați mers? Emilia. Am avut parteneri acolo, a fost doamna Natalia Cazacu, care ne-a ajutat, doamna care era în imagine cu... Da, și mulțumim foarte mult. Mașinuța ei mică, care ne-a tot carat. Mică, mare, care a făcut toată echipa. Ne-a tot carat și deja știam, astăzi mergem acolo, astăzi mergem acolo, cum mergem pe safari, cum mergem pe mare. Emilia cu Natalia răspundeau de... Parte organizatoric și... Noi deja trebuia să... Nu trebuia să îndeplinim misiunea și programul efectiv care era pe filmări. Fiecare și știa ce obligații avea, un rol al său. Ca să înțelegi, deci depasarea noastră a fost împărțită în, eu cel puțin am împărțit-o în două. Deci proiectul unic cu problema mare, în cadrul căreia am făcut videoclip, am filmat videoclip doamnei Nele Cebanu, toată grupa făcea emisiune, proiectul unic cu problema mare, pe urmă, toată grupa filma videoclip, alergam cu boxa prin deșert, prin pustiu și prin... Trebuia să fi văzut pe Emilia cum alerga sărmana. Da, cu boxa prin nisip. Era fain. Și în grădina cu flori, care era plus 45 de grade, a fost cea mai caldă zi, dar foarte frumos. Dar spuneți-mi ce locuri frumoase ați văzut, ce locuri v-au impresionat? V-au rămas așa în memorie. Locurile care trebuie să fie vizitate. Pentru că proiectul nostru, până la urmă, este un ghid în care noi arătăm locurile frumoase ca să convingem oamenii să meargă acolo să vadă. Deci am văzut practic tot ce trebuie. Deși au rămas încă multe, multe lucruri. De obicei, lumea când merge nu știe unde să meargă în excursie, da? Asta le dă posibilitatea totodată să vadă și ceva frumos și să viziteze lucruri frumoase, pentru că vreau să spun că același hotel în Red Palace în care am stat, noi cazați, ziua avea vizitatori. Da, deci era pe statut de muzeu, adică practic... Da. Deci lumea care se odihnea frumos, bine mersi, și veneau vizitatori și vizitau. Apropo de locuri de vizitat, poate domnul Șaraculesnic să ne spună cum a urcat ei pe Burj Khalifa, care este cea mai înaltă clădire din lume și deci ar fi una dintre locațiile, dintre locurile care trebuie să fie neapărat văzute, în primul rând de jos, cei ce telespectatorii au avut posibilitatea să vadă acum, și de sus. Cum a fost, Natalia? Hai, povestește-ne deja că Marcel... Știi, când Dubaiul se spune că este superlativ, adică este cel mai primul, unicul prin lumea mare. Și în momentul când eram de jos și am privit această clădire imensă, am intrat în ascensor și decât am reușit să inspir și până am expirat, adică ca să-mi iau aerul, deja am ajuns sus. Deci viteza la ascensor a fost atât de rapidă că... Da, întuneric și decât niște imagini foarte frumoase. A fost un lucru extrem pentru mine de a fi la etajul atât de sus. Eu n-am riscat. Și asta s-a întâmplat... Eu mă tem de înălțime. Da, ei doi, eu am spus că... Și cu cine o să urce? Pentru că trebuia să urce cineva dintre noi. Și Nelly mi-a spus că nu sunt obosită, era pe ultimile zile deja. Și a zis că mie mi-e frică. Și că zic, atunci o să facă Marcel asta. Și mă aud la 5 dimineața, îmi spune Emilia că și Marcel are așa o frică. Zic, bine, Nata, am dormit câteva ore și mi-am luat adrenalina de dimineață. Nici cafea n-am avut nevoie. Foarte frumos. Nu știu, trebuie să fii acolo, să ajungi acolo ca să simți frumusețea aceea. Pentru că de jos, Dubaiul de jos se vede într-un fel, dar când urci sus, se vede la... Domnșoară Colesnic este modestă. Ea când cameramanii noștri, deci, era să uit, am lucrat cu aceeași echipă de cameră, deci frații Bob, Serghei și Andrei, niște profesioniști desăvârșiți, niște băieți de treabă, deci când au urcat cu Serghei Bob sus, erau turiști din China, din toată lumea, dar din China, parcă toată China e adunată acolo în Dubai, și s-au apropiat doamnele, domnișoarele, să facă poze cu vedeta, că vedeta făcea sincroane acolo.
Serios? Da, și, da, da, absolut. A fost chiar mai impresionat la un moment dat. Chinezii, oriunde, nu ar vedea o cameră de filmat pe cineva care se filmează, întotdeauna se apropie și fac poze. Deci noi nu am fost simplu turiști. Noi am fost așa, ca prezentatoare, da, și cu cameraman. Adică foarte frumos. Ne eram pe tocuri acolo. Și dacă mai cânta Nelly Ciobanu, dar unde era, unde era Nelly Ciobanu, indiferent că în mașină, că la masă, că în restaurant, ea tot timpul cânta și toți șușeau gâturile și... Cel mai frumos moment, de fapt, a fost în parcul lor. Da, în Miracle Garden. Parcul de flori. Da. O grădină cu flori, foarte frumos. O să vedeți... Urmează să vedeți. Și în imagini, totodată. Și mi-aduc aminte că noi toată echipa stăteam acolo, care ținea boxa, care firul, care și cum. Eu am ceva filmat din spatele. Da. Băieții alergau. Deci era o agitație... Mie chiar îmi plăcea. Și țin minte că după ce am cântat, s-a adunat foarte multă lume și la sfârșitul melodiei toți au început să bată din palme. Deci, pe lângă faptul că ați vizitat și voi niște locuri și voi ați fost niște puncte de atracție până la urmă. Da, sigur. Despre Dubai se spune că este o destinație foarte scumpă. Ați simțit asta? Foarte scump și mai ales că absolut, oriunde nu vrei să filmezi, este nevoie de licență și de bani. A, da? Și cum a fost? Vrei de pe corabie, plătește. Vrei cu ghidro avionul, plătește. Vrei în dune, în Sahara, plătește. Peste tot, absolut. De aceea și asta și spuneam, mă gândeam chiar astăzi că este o destinație foarte scumpă și s-a făcut acest proiect unicul, primul mai mare, foarte scump. Eu cred că a costat 10.000 de euro această investiție. Vorbeam de la trecută de parteneri. Să nu te întreb cât a costat, da? Ai luat așa. Cu siguranță ești un produs foarte scump, așa. Miroase a bogăție. Noi suntem un produs non-profit, dar fără parteneri n-ai cum. Chiar n-ai. Păi da, sunt niște cheltuieli. Fără susținere nu poți face absolut nimic și este foarte complicat acest capitol. Așa că am fost o echipă din 6, hai să spunem că mai este și Natalia, cazat cu 7 oameni care, după părerea noastră, chiar a fost foarte bine organizat. Eu chiar sincer vreau să-i mulțumesc Emiliei pentru faptul că m-a făcut să accept acest proiect. A convins-o, pentru că ea are puterea de convingere. Deci a fost așa de greu de convins? Nu, am avut foarte puțin timp la dispoziție. Pentru 10 zile când am auzit dacă într-o emisiune plină de excursii frumoase, fantastice, ai nevoie de o pereche de shorts și 3 maiori și o perete de ghetuțe să-ți fie comod, atunci pentru videoclip ai nevoie De ținute. Aveam 2 valize mari cu mine, îți dai seama. M-am dus practic așa, pe jumătate, să-i spun, pregătită, dar a fost ceva fantastic acolo. Dar ți-a avut peripeții să vi se întâmple lucruri? A fost organizată în așa fel încât peripețiile ne-au cam ocolit. Singura, apropo de ce spuneai tu de Dubai, un oraș foarte scump, este un... Practic, Dubai strânge tot banul din lume. Este și o idee pe care eu o lansez în emisiunea mea. Deci, acolo se adună toată bogăție, tot. Ei au învățat, ei știu cum se adună. Și peripețiile noastre au fost mai mult de natură, să spunem așa, financiară, pentru că e greu, în primul rând... E greu să faci un produs acolo. Ei, practic, ei de primăvară nu au nevoie, ei privesc că da. Dar până la urmă, acest proiect este un ghid turistic, după cum ziceați și voi. Dacă vrea moldoveanul să pornească spre Dubai, ce ar trebui să știe în primul rând? Ce credeți voi că ar trebui să știe? Eu cred că în primul rând să meargă să viziteze Palatul Prezidențial. Să vadă locurile frumoase, pentru că sunt foarte multe. Știi, unde nu te uiți, peste tot e frumos. Ai ce vedea, foarte multe lucruri, castele, au o istorie foarte interesantă. Dubai de noapte, atât și de zi, deci chiar acolo 24 din 24 poți să vizitezi
și să vizitez. Și iarăși, de fiecare dată când eu m-am reîntors acum 3 ani, după 3 ani, deci este pentru mine Dubaiul, este iarăși nou. Deci l-ai tot timpul, da, da. Se reconstruiește, se construiește tot timpul, așa că... Și să-și ia cât mai mulți bani. Mereu, în orice călătorie trebuie să ai banul la tine, mai ales acolo. Acolo este, trebuie să mergi în Dubai ca să, dacă vrei să vezi ceva frumos, mergi acolo. Sunt alte destinații în care au alte atuuri. Deci, să fie clar, fiecare destinație, fiecare călătorie are atuul său. Deci, că e vorba de mare, că e vorba de plajă, că e vorba... Aici este vorba de locuri frumoase, lucruri și frumoase scumpe. Și scumpe. Da, opulență, este, da. Locul este mare și totul este scump. Mai imens, totul este imens, și aurit. Și unicul. Unicul este cel mai scump în toată lumea. Nelly, când vedem videoclipul? Sper în timpul apropiat, din moment ce emisiunile vor fi finisate la bun sfârșit, atunci băieții se apucă și de videoclip. Îți dai seama, eu sunt în așteptare. Tu ești cea mai dornică să-l vezi. Dacă am văzut imaginile din emisiuni, deja m-am calmat, m-am liniștit în sensul că chiar eram, zic, Doamne, cum va ieși? Cum va fi? Va fi frumos. Ne-am străduit atâta. Fiecare din noi a depus efort și timp și absolut... Suflet. Deci exact. Am făcut cu toată inima, pentru că asta se simte totuși. Dar băieții sunt foarte, foarte buni. Îți spun, foarte buni, pentru că am mai vizionat niște secvențe din ceea ce au făcut ei mai înainte și mi-a plăcut calitatea. Chiar îmi place felul cum gândesc și abia sunt în așteptare, cred. Așteptăm să-l vedem și noi. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență și discuție.